găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Claudiu Bulai și pentru aproximativ jumătate de oră voi fi gazda dumneavoastră. Vă propun ca în această emisiune să discutăm despre unul din marele evenimente care au avut loc în acest an al milostivirii. Știm că în anul milostivirii s-au organizat mai multe jubilee. Ei bine, unul dintre aceste jubilee a fost cel dedicat tinerilor, care anul acesta a coincis cu Ziua Mondială a Tineretului. Și putem face acest lucru cu ajutorul invitaților mei, care sunt tocmai participanții la acest jubileu al tinerilor. Și anume, mai întâi îl salut pe părintele Felix Roca, responsabil cu pastorația tinerilor din dieceza de Iași. Bine ați venit, părinte! Bine v-am găsit! Și apoi avem alături de noi doi tineri participanți care ne vor împărtăși din trăirile lor, din experiențele lor și le spun bun venit Marinei. Bun venit, Marina. Bine v-am găsit. Și lui Edi. Bine v-am găsit. Așadar, dacă tot ați participat și dacă tot încă mai păstrați în interior acele sentimente, acele trăiri, cum a fost? Vă rog să ne împărtășiți și nouă, pentru că suntem și noi curioși. Marina. A fost foarte frumos, a fost o experiență unică și cred că aș repeta totul oricâte ori aș avea ocazia. Am rămas cu foarte, foarte, foarte multe impresii bune în legătură cu oamenii din Polonia, cu țara, dar și cu tot ceea ce s-a întâmplat în zilele respective, cu tinerii care au fost acolo. Împreună am format o familie, atât cât am stat. A fost frumos. Ok, mulțumim. Edi? După experiența de la Ziua Mondială a Tineretului, am avut bucuria de a mă întoarce acasă cu un sentiment foarte plăcut, cu o impresie foarte bună atât despre poporul polonez, cât și despre evenimentele care s-au petrecut acolo. Mi-a plăcut, de fapt m-a uimit, ospitalitatea de care au dat dovadă familiile care ne-au primit. Sincer, o săptămână cât am stat în dieceza de Chielse, m-am simțit ca acasă. Mi-a plăcut foarte mult ce s-a întâmplat și în zilele pe care le-am petrecut în dieceză, deoarece tinerii voluntari s-au ocupat de noi foarte bine cu diferite activități, am vizitat diferite locuri. Și aș repeta această experiență de oricâte ori aș avea ocazie. Așadar, momente frumoase, experiențe plăcute. Vom reveni asupra programului, asupra experiențelor pe care le-am avut. Dar pentru că vorbim despre jubileul tinerilor, care anul acesta a fost sărbătorit odată cu Ziua Mondială a Tineretului. Părinte Felix, care este istoria acestei zile pentru a putea înțelege în ansamblu evenimentul care a avut loc la Cracovia? Înainte de toate, observ pe tinerii aceștia că sunt emoționați pentru că retrăiesc evenimentele frumoase și destul de dense, pentru că au fost zile pline de tot felul de întâlniri, de evenimente, de experiențe și îi înțeleg, pentru că dând înapoi firul evenimentelor, mi-ar fi și mie foarte greu să reușesc să fac așa un desfășurător al tuturor momentelor frumoase. Al unui eveniment extraordinar care deja își are o tradiție, am putea spune, așa are o istorie. Și Ziua Mondială a Tineretului, pe care am celebrat-o anul acesta la Cracovia, își are începutul într-o intuiție, a spune, minunată, extraordinară, providențială, fără exagera, a Sfântului Ioan Paul al II-lea, Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, un papă polonez. Iată câte legături se creează. În 1984, era un an sfânt, așa cum trăim și acest jubileu al milostivirii, era dedicat un an sfânt. În luna aprilie, Ioan Paul al II-lea, Papa Ioan Paul al II-lea, a dorit ca în Bazilica Sfântul Petru, cu această ocazie, cu acest eveniment, lângă altarul principal să fie așezată o cruce. Și să fie o cruce mare și o cruce simplă. Și a fost așezată o cruce de lemn de 3,4 metri, cam acestea sunt dimensiunile înălțimea. La sfârșitul anului sfânt, Sfântul Părinte a încredințat această cruce tinerilor și le-a spus: tinerilor, purtați această cruce în lumea întreagă ca semn al milostivirii, al bunătății Mântuitorului. Aceasta a fost prima etapă. În 1985, Organizația Națiunilor Unite a dedicat un an întreg tineretului, un an al tineretului.
Și cu această ocazie, tot Papa Ioan Paul al II-lea, în Duminica Floriilor, i-a invitat pe tineri la Roma. Deci să celebrăm împreună o sărbătoare, să ne pregătim pentru Paști. A făcut o invitație foarte simplă. Și în piața San Pietro au venit peste 300.000 de tineri. Mulți din Italia, dar nu numai. La sfârșitul anului 1985, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, trăind aceste două momente, a proclamat și a decretat, am putea spune, într-un mod juridic, dar a făcut o invitație deschisă. A spus, începând de anul viitor, Duminica Floriilor va fi tot timpul Ziua Mondială a Tineretului. Și iată, de atunci, deja în 1985, se consideră ca fiind prima zi mondială a tineretului. În fiecare an, Duminica Floriilor de atunci a devenit Ziua Mondială a Tineretului. Urmând ca apoi, odată la 2-3 ani, s-a organizat și o întâlnire mondială în care tineri din lumea întreagă să se regăsească împreună. Și prima a fost în 1987 la Buenos Aires, în Argentina. Și de atunci, odată la 2-3 ani, avem această Zi Mondială a Tineretului, întâlnire mondială într-un loc anume stabilit de Sfântul Părinte. Așadar, la Cracovia a fost cea de-a 31-a zi mondială a tineretului, s-a desfășurat în perioada 25-31 iulie și au participat foarte mulți tineri. La nivel mondial, din toată lumea au participat aproximativ 2-3 milioane, dar din România, din dieceza de Iași, câți au participat? Edi. Din dieceza de Iași au participat în jur de 130 de tineri. Am făcut o, ca să zic așa, o familie frumoasă. Eu, cel puțin, mă bucur că am participat așa de mulți, pentru că cu unele persoane am legat chiar prietenii, cu unele persoane doar amiciții și mă bucur că am cu cine să țin legătura în continuare. Iar din România știu că au participat peste 1000 de tineri. Am înțeles un număr destul de frumos și astfel se arată disponibilitatea tinerilor noștri, dar eu îmi pun o întrebare. Cu ce gânduri au mers acești tineri, tinerii din România? Marina, te întreb pe tine, cu ce gânduri ai mers? Ce așteptări ai avut de la acest jubileu al tinerilor? Cu toții știm că este un eveniment special și cu siguranță vom avea parte de momente speciale. Deci, consider că fiecare dintre noi s-a dus acolo cu un scop. Probabil unii să-și facă noi prieteni, alții să găsească speranța pierdută de mult sau poate să găsească sprijinul ca să meargă mai departe. Au reușit să dea de persoane care gândesc la fel, care au aceeași credință, care au trecut prin aceleași experiențe și împreună să îi ajute să treacă mai departe. Așadar, o motivație interioară te-a făcut pe tine ca să te îndrepți spre aceste locuri și bănuiesc că până la urmă ai găsit și împlinirea acestor dorințe, acestor motivații. Au fost mulți tineri. Au fost tineri din România, au fost tineri din Europa, dar și de pe celelalte continente. În schimb, în pozele pe care colegii mei le vor derula imediat pe ecran, am văzut și preoți. Foarte mulți preoți care se aflau în mijlocul tinerilor. De aceea, Părinte Felix, aș dori să vă întreb rolul lor. De asemenea, i-am văzut și pe episcopi. Rolul lor, în ce a constat? Este o zi mondială a tineretului, bineînțeles sunt și preoți tineri, putem spune că sunt și episcopi tineri. De fapt, dacă e să fim mai preciși, este o zi mondială a tineretului de la care nimeni nu poate să fie refuzat. E de ajuns să ne gândim că mulți adulți și multe persoane în vârstă din Polonia nu au reușit să stea acasă și au venit la această întâlnire. Și, bineînțeles, era de așteptat ca tinerii să fie însoțiți de cei care lucrează cu ei, de prietenii lor care sunt preoți, măicuțe, călugări, persoane consacrate, cateheți și așa mai departe. Tocmai de aceea a fost și un frumos număr de preoți, câteva mii, nu mai știu exact, dar foarte mulți preoți din lumea întreagă și episcop, preoți care lucrează cu tinerii, lucrează pentru tineri, cu tinerii, preoți care au stat la dispoziția tinerilor și în momentele respective de ajuns să ne gândim și-a dat disponibilitatea pentru a vorbi cu ei, nu mai spun disponibilitatea pentru a asculta spovezile, pentru a oferi iertarea lui Dumnezeu, pentru a celebra Sfânta Liturghie, pentru a-i însoți pe tineri, pentru că și prezența la Ziua Mondială a Tineretului a însemnat o însoțire a tinerilor. La fel au făcut și episcopii care au ținut catehezele și așa mai departe. Spuneam că întâlnirea aceasta a tinerilor s-a desfășurat în perioada 25-31 iulie, dar de asemenea știm că s-a împărțit în două etape. Mai întâi a fost o perioadă în dieceze, iar apoi a urmat momentul culminant când toți tinerii s-au îndreptat spre Cracovia, unde s-au întâlnit cu Sfântul Părinte și au trăit jubileul tinerilor. Marina, cum au fost zilele în dieceze?
După cum a spus și Edi, ne-am simțit acolo ca într-o mare familie. Oamenii sunt foarte primitori, ne-au găzduit cu mare drag, ne-au oferit tot ce au avut și au rupt o bucățică din timpul lor pentru noi. Mi-a plăcut foarte mult de asemenea faptul că tinerii de acolo, foarte bine pregătiți cu activități, ne-au oferit bilețele în fiecare zi cu un citat care să ne motiveze să mergem mai departe, dar și cu întrebări care să ne ridice nouă, un semn de întrebare despre ce trebuie să facem mai departe. A fost un impuls să știm că este bine ceea ce facem. Dar programul propriu-zis, o zi în dieceză, ce conținea? Dimineața, programul cum era? Ne trezeam dimineața în familie în care eram găzduite, luam micul dejun și apoi eram conduși la biserică, unde începeam cu o rugăciune, apoi probabil un dans, o activitate, un joc și făceam cateheza. De cele mai multe ori era câte o scenetă care să ne prezinte o idee din ceea ce trebuia să aflăm în ziua respectivă. Apoi aveam liturghia și seara diferite activități. Ieșeam, ne-am plimbat, ne-au condus prin oraș, ne-au arătat locurile, obiectivele turistice. Am avut ocazia să vizităm tot ceea ce am reușit, tot ceea ce aveau ei de arătat. Și ne-au ajutat să ne simțim, cum am spus, foarte bine, ca într-o mare, mare familie. Deci să înțeleg că programul cuprinde atât momente de relaxare, momente de comuniune, dar și momente de rugăciune, momente menite ca să împlinească un tânăr cu toate nevoile pe care le are. Am înțeles că acest lucru s-a întâmplat în dieceză, în zilele premergătoare. Dar cum a fost la Cracovia? Cum a fost întâlnirea cu Papa? La Cracovia am pornit foarte entuziasmați pe data de 25 iulie. Acolo am fost cazați mai întâi la o localitate, într-o localitate relativ apropiată de Cracovia, pe nume Jviatniki Gorne. Am fost cazați într-o școală, a fost foarte frumos. Fetele au stat într-o sală de sport, fiecare cu saltele, cu sac de dormit. Noi băieții am stat în sală de clasă. Era o școală de muzică, știu că era o școală de muzică. Apoi, practic, de pe 26 iulie a început programul nostru la Cracovia. Am avut în fiecare zi, cum ar fi fost și firesc, câte o sfântă liturghie, iar apoi au fost catehezele ținute de episcopii din România. Au fost cateheze ținute de preasfințitul Florin Crihelmeanu, preasfințitul Virgil Bercea și ultima cateheză a fost ținută de preasfințitul Petru Gherghel. Am avut bucuria de a revedea un prieten al României, așa cum a fost prezentat, părintele Daniel Anj, care a fost într-un fel cireașa de pe torta a catehezilor noastre. Apoi, o zi la Cracovia, în ce consta? Dimineața, Sfânta Liturghie, apoi cateheza. Am avut bucuria de a avea o firmă de catering care ne oferea mâncare la locul de cazare, ceea ce a fost un lucru foarte bun, deoarece am economisit foarte mult timp prin faptul ăsta. Și ne rămânea după amiaza pentru, nu știu, vizitam diferite puncte turistice. Am vizitat Sanctuarul Milostivirii, Sanctuarul Sfintei Faustina, Sanctuarul Sfântului Ioan Paul al II-lea. Apoi au fost organizate în oraș diferite activități artistice, sportive. Au fost organizate chiar și adorații, unde chiar participau tinerii la adorații. Și în prima zi a fost liturghia de deschidere. Și apoi a fost un festival pentru tineri, toți tinerii în locul numit Bonia sau Blonia. Pur și simplu era muzică și noi dansam pe acolo, ne simțeam foarte bine, făceam poze. Dar momentele petrecute împreună cu Papa. Mi-aduc aminte că prima seară când i-a salutat pe tineri, le-a spus: în sfârșit ne întâlnim. Știm că Papa era în Polonia într-o vizită, vizita această țară și când s-a întâlnit cu tinerii, le-a spus: în sfârșit ne întâlnim. Ați simțit acea emoție, ați simțit acea vibrație să vă spună Papa: de când aștept să vă văd?
Da, a fost un sentiment foarte plăcut. Toți tinerii, de fapt, așteptau și această întâlnire cu Papa și când Papa a zis și eu așteptam să vă întâlnesc, s-a creat așa o comuniune, ca să zic așa. Părinte Felix, știm că atunci când Papa a ajuns, s-au desfășurat mai multe lucruri. Dincolo de această primă întâlnire, a urmat apoi Calea Crucii împreună cu tinerii, a urmat o priveghere de rugăciune sâmbătă seara cu adorație euharistică și apoi duminică, momentul culminant cu celebrarea jubileului tinerilor. Prezentați puțin aceste etape, prezentați puțin sentimentele tinerilor, cu trăirile lor împreună cu Papa la aceste celebrări. Referitor la ce se spunea înainte, într-adevăr, în primul discurs oficial adresat de Papa Francesc tinerilor prezenți, a spus în sfârșit ne întâlnim, pentru că de fapt era a doua zi seara de când el sosise în Polonia, dar bineînțeles era și o vizită de stat, a avut întâlniri cu oficialitățile, cu episcopi și așa mai departe, deci două zile pline de întâlniri și de fapt venise pentru tine acolo și a doua zi seara, de fapt a reușit să se întâlnească pe tine, de aceea a fost această expresie. Sunt zile care cu adevărat sunt pline de întâlniri pentru Sfântul Părinte, dar e clar că în centru stau întâlnirile cu tinerii. Și a fost acea primă întâlnire denumită Ceremonia de Bun Venit, în care tinerii toți s-au adunat în centru orașului, într-un spațiu, într-un mare parc, cu muzică, cu momente de rugăciune și cu discursul Sfântului Părinte, care în acest discurs Sfântul Părinte a evidențiat rolul tinerilor în biserică și în societate. Apoi, vineri a avut loc o Calea Sfintei Cruci într-un mod deosebit, artistic, îmbinând și pictura, de fapt toate artele și pictura și dansul și cinematografia, au fost reprezentate momentele pătimirii lui Iisus Hristos, chiar într-un mod extraordinar, care nu putea să nu atingă inima tinerilor și a fost deci un moment de rugăciune, efectiv de rugăciune intensă. Apoi, sâmbătă seara, în penultima zi, a fost o seară de veghe care s-a încheiat cu adorația euharistică, iarăși un moment de rugăciune, un moment în care Sfântul Părinte s-a adresat tinerilor și s-a adresat într-un mod extraordinar, dorind să trezească tinerilor însăși care erau prezenți acolo încrederea în ei, să-i stimuleze în a fi artizanii unei lumii noi și chiar nu sunt cuvinte mari, asta încredința Sfântul Părinte tinerilor, dorind să le entuziasmeze în acest răspuns la chemarea lui Dumnezeu pentru a schimba lumea în care trăiesc. Iar duminica a fost liturghia de încheiere, deci s-a încheiat cu Sfânta Liturghie, iarăși momentul în care la predică Sfântul Părinte s-a adresat tinerilor. Toate aceste momente trăite intens de tineri, cu dificultățile de rigoare. Duminica au fost aproape 3 milioane de oameni prezenți la această Sfântă Liturghie. E clar că e dificil să participi cu toate în această Sfântă Liturghie și totuși în centrul acestor trăiri stătea Iisus Hristos. Așadar, momente pline de har, momente deosebite, mai ales că erau foarte mulți tineri și mai ales că era și Papa prezent. De aceea aș dori să vă întreb, să ne împărtășiți, cu ce v-ați întors? Cu ce gânduri? Ce v-a rămas? Marina? Ne-am întors fericiți. Fericiți că am avut ocazia să participăm la o astfel de experiență. Fericiți că ne-am făcut prieteni noi, persoane care știm că ne pot fi alături și ne pot ajuta. Am fost foarte încurajată de toți să continui să fac ceea ce fac. Am realizat că ca și persoană sunt ok, sunt foarte bine și a fost frumos. Pe scurt, dacă ar trebui să sfătuiești un alt tânăr, cum ar putea fi milostiv? În două, trei cuvinte. Să încerce să ajute și să iubească pe cei ce îl înconjoară fără să caute să primească ceva în schimb. Edi, cu ce te-ai întors și cum ai sfătuit un tânăr să fie milostiv? Eu m-am întors mai hotărât. M-am decis să fac anumite schimbări în viața mea, m-am decis să învăț să iert mai mult, să-mi calc pe orgoliu atunci când trebuie. Pentru că... Și ca un sfat pentru ceilalți? Ca un sfat pentru ceilalți. Păi, a fi milostiv din punct de vedere uman este o trăire, un sentiment care cuprinde compasiune, iertare, iubire, ajutorul față de aproapele. Eu un sfat pe care l-aș putea da unui prieten
pentru a fi milostiv, i-aș spune să ierte mai mult, să ajute mai mult și să renunțe un pic la orgoliu. Am înțeles. Părinte Felix, următoarea întâlnire internațională a tinerilor va avea loc în Panama în anul 2019. Cum ne pregătim noi pentru această întâlnire mondială? Ne pregătim în primul rând, ne lăsând în trecut trăirile pe care le-am avut și iată și Edi și Marina au scos în evidență că au fost trăiri frumoase. Citeam înainte de emisiune, era într-un fel întâmplător, un articol publicat în Italia, spunea Zilele Mondiale a Tineretului, ocazie sau ispită? Ispită în sensul, e doar turism, tinerii pleacă dintr-o țară, merg în alta, vizitează, fără îndoială este ocazie extraordinară. Pregătirea înseamnă, în primul rând, să ne trăim credința în mediul în care suntem, la școală, la universitate, în locul de muncă, să fim cu adevărat tineri semnificativi, care să ajute și pe ceilalți să lase lumea mai bună în urma lor și, bineînțeles, pregătindu-ne și cu tot ce aceste nevoie pentru ca următoarea etapă să fim prezenți acolo. 2019 în Panama e departe, nu e atât de ușor, fără doar o delegație din România va participa și sper că și Edi și Marina vor veni în Panama. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Eu nu pot decât să vă mulțumesc tuturor pentru că ați răspuns invitației și pentru că împreună am făcut frumoasă această emisiune și am putut să trăim și noi, eu împreună cu telespectatorii, ceea ce ați trăit dumneavoastră la Cracovia. Dragi telespectatori, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi timp de aproximativ jumătate de oră. Reținem mesajul Sfântului Părinte care l-a spus tinerilor referitor la milostivire, că nu înseamnă a fi doar cum se cade și nu înseamnă doar a avea un sentiment gol față de aproapele, ci înseamnă să dăm mărturie prin această milostivire că suntem fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu este milostivire și noi care suntem din Dumnezeu trebuie să fim milostivire. Vă mulțumesc așadar pentru atenție și vă dau întâlnire peste 2 săptămâni. La revedere!